Xiaomi. 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 Fără subțire Mi 4. Cam așa s-ar traduce denumirea acestui smartphone. Și așa cum o rezui destul de popular în Asia, Xiaomi este a doilea după Apple în topul celor mai mari producători de smartphone-uri din lume. Iar prima partidă a acestui smartphone s-a vândut în genere în 37 de secunde. Dacă nu am atrage atenția la faptul că seamănă exact cu un iPhone, Xiaomi Mi 4 are destul de multe de oferit. Haideți să vedem! Xiaomi Mi 4 este un fel de iPhone care la fel se produce în China, dar care nu trece oceanul. E clar că designerii chinezi nu se obosesc absolut deloc să inventeze ceva nou, dar dacă ar fi să lăsăm într-o parte asemănările, Mi 4 este pentru mulți chiar și mai bun decât iPhone-ul. Spre exemplu, butoanele. Acestea sunt plasate în cea mai comodă parte a telefonului și calitatea asamblării este la cel mai înalt nivel. Există două variante, albă lucioasă, pe care o am eu acum, și negru mat, unde chiar și marginile din metal sunt vopsite în negru. După mine, varianta neagră este cu mult mai reușită. Iar cea mai plăcută parte pentru ambele variante este posibilitatea de a schimba capacele cu alte 22 de variante. Lemn, bambus, piele, pânză, astfel de posibilități pentru astfel de prețuri nu mai oferă nimeni. Unica parte enervantă în designul lui Mi 4 este portul USB, în care trebuie să te chinui un pic până introduci cablul și, vizual, e plasat de oaia. Display-ul este un Full HD de 5.5 care se recunosc că m-a surprins plăcut. Spațiul dintre sticlă și panelul multitouch a fost micșorat, așa că rămâi cu impresia de parcă intri cu degetul în ecran. Smartphone-ul rulează pe versiunea MIUI 6, care are la bază Android 4.4.4. Pentru cine nu știe, MIUI este o versiune super modificată a Android-ului care seamănă destul de tare cu iOS-ul, însă care include multe funcții unice ce nu le găsim nici pe Android-ul original și cu atât mai mult pe iOS. Acest MIUI nu poate face ca telefonul să fie gata de utilizare imediat ce este scos din cutie. Există multă chinezărie prin scrisuri, aplicații neclare, iar pentru a te folosi ca de un simplu Android trebuie să downloadezi un pachet de aplicații Google dintr-un magazin chinezesc, update la versiunea MIUI 6 la fel trebuie să o faci prin recovery moduri și așa mai departe. Pentru mine, asta nu e o problemă, mie îmi place să mă joc cu sistemul, însă pentru mulți utilizatori asta e o mare piedică. MIUI 6 are animații noi care bucură ochiul, în general aici totul bucură ochiul. Iar dacă nu te aranjează, poți modifica absolut totul, lock screen-ul, iconițele, tema de bază, meniurile, funcțiile butoanelor. Și apropo de butoane, cei de la Xiaomi au un mini device super simplu și tare interesant care se numește Mi Key. Acesta presupune un fel de capac sub forma unui jack de la căști, care îl introduce în portul audio. Cu ajutorul butonului de sus și a unei aplicații, poți seta ca fiecare click să îndeplinească o anumită acțiune. Spre exemplu, la un click se aprinde camera. Poți seta diferite acțiuni cu diferite moduri de apăsare. Din păcate, uneori acest buton nu funcționează imediat. În genere, această idee aparține unui startup pe nume Prezi, dar Xiaomi a copiat-o în întregime. Dar care e sensul? Ei bine, Prezi vinde astfel de mini-device-uri cu $27 bucata, Xiaomi cu $1 plus livrare. Acest trend de a copia calitativ și a vinde mai ieftin a trecut de la telefoane la tablete, apoi la astfel de mini-device-uri, acum a ajuns chiar și la brățări de fitness. Mi Band, un fitness tracker asemenea lui Fitbit Flex și a lui Sony Smart Band și multor altora, doar că de 4 ori mai ieftin. Ideea este la fel, un chip de bază pe care se îmbracă o brățară. Mi Band nu oferă prea multe, nu poți interacționa direct cu el prin touch-uri, dar funcțiile de bază le îndeplinește. Avem 3 luminițe care se aprind la un anumit număr de pași, avem rezistența la apă, avem monitorizarea somnului, vibrare la notificări, brățara poate fi folosită pentru deblocarea telefonului și, cel mai important, poate sta departe de priză o lună. Din păcate, aplicația mobilă nu este foarte diversificată. Nu ai foarte multe analize amănunțite, doar vezi cât ai alergat, cât ai dormit, setezi alarma, însă toate se iartă datorită prețului super avantajos, pentru care mai primim și un design deosebit cu aluminiu la vedere. Revenind la eroul episodului, ne îndreptăm spre putere. Xiaomi Mi 4 rulează pe Snapdragon 801, are 3 GB de RAM și 16 sau 64 de memorie internă. Pe parcursul a 2 săptămâni de testare nu am avut niciun lag, nici la MIUI-ul vechi cu care a venit din cutie, nici la ăsta nou și nici măcar în vreun joc. Totul merge surprinzător de repede și plăcut. De fapt, ceea ce și mă așteptam de la un astfel de procesor. Având în vedere că Mi 4 nu este cel mai subțire smartphone din lume, aici avem o baterie de 3080 mAh, care îmi servește fără probleme 2 zile.
zile. Și cred că asta e un lucru cu mult mai important decât câțiva milimetri din grosime, după care se fugăresc restul producătorilor. Camera din spate este una de 13 megapixeli de la Sony, care fotografiază mai bine decât cea de 20 pe care o găsim la ultimele modele Xperia. Aici se vede ușor cum numărul de megapixeli nu este atât de important precum însăși modul în care telefonul procesează imaginea. Culorile sunt bine balansate, iar cu regimul HDR primim rezultate și mai exacte. O funcție foarte interesantă o are camera din față, care îți spune câți ani ai. E clar că nimic relevant în asta nu e, dar să nu o arătați la domnișoare, camera mai mereu arată peste 30. Experiența după utilizarea produselor de la Xiaomi este ceva deosebit. Da, MIUI este un upgrade al iOS-ului pentru Android. Însă, dacă nu am luat asta în considerare, avem un smartphone bine asamblat, foarte calitativ, cu peste 20 de variante de personalizare a exteriorului, un sistem cu o grămadă de funcții, dar care arată frumos și nu frânează, o baterie care se ține bine pe picioare, specificații de vârf, iar cel mai important, toate la un preț extrem de avantajos, la fel ca și restul produselor Xiaomi. Desigur, rare vor fi cazurile când un utilizator de iPhone va migra spre Xiaomi, însă pentru iubitorii de Android este o alegere convenabilă. Cam asta a fost totul pentru azi, noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați să ne lăsați părerea și în comentarii dacă nu ați făcut-o. Apăsați subscribe și, desigur, like la acest video. Cam asta a fost totul pentru azi, cu voi a fost Vicu, toate bune!